un nou episod. Stai un pic. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua, într-un nou episod. Florin Risei e invitat astăzi la noi. Deci ne uităm la niște imagini. Da. Cu noi. Fie de două de noi sau cu alții. Și după aia le comentăm. Here some neighbors to take us and ajută-mă să doarmă. Ajută-mă, nu mai pot, Bonte. S-a început răzvan. Sorry about my English, it's... România, România? Yeah, România! I don't know that! Vreau să vă zic, să vă întreb o chestie. Vă nu vi se pare că râsul lui Bontea este... Era o desene cu un câine de la... Nu, bine se îmbată, da, da. Câine la... Ușor malefic, așa? Da, nu e râsul lui, nu? Așa râd ăștia mai în vârstă. Eu am avut aceeași probleme. Frate, mă arde bine pe engleză și... A, da? Da, și... Păi el a fost prop sau, nu? Da, el a trebuit, el e profesor de engleză teoretic. Aaaa, păi vezi mă, boss, că nu a fost, că nu a fost corect castingul ăsta. Sorry, yeah. Ah, okay. Okay. Thank you. Bye. One night with a family. We're leaving today. Oh, okay. Okay. Yeah. Ei nu s-au obligat să ne primească. Ideea e că mie când mi-a sunat stația și am coborât pe stradă și zic, bă, ești prost, că e pe bune, trebuie să-mi caut cazare. Nu vine să plâng, ești prost. Bă, gândul. Când nu ai un, când nu știi, n-ai siguranța că dormi undeva, mă rup, acolo am cedat prima oară. Am zis când dau demisia, mă prim. Cât ați căutat aici? Foarte puțin. We are in a TV show. Răzvan a zis, frate, eu o fac pe asta. Bazează-te pe mine, că eu o rezolv. Ne trece și casa pe numele nostru. In TV show, we are from Europe. N-am reușit să-i spună trei cuvinte în engleză. It's a TV show, we... Nici acum nu mai puțin. Care femeia s-a uitat la noi așa și a zis, asta cred că e rupt de beat. Mi-a fața așa cu fată dus. Ajută-mă, frățică. We don't have any money. Bă, deci Fodor cu poziția. Da, m-a fixat ușor. Dar era cumva milagros de la... Vă rugăm frumos. Dar părea ușor încordat așa. Că a făcut o prostie și nu știa cum. Ăla beat când încearcă să fie treaz. Doamnă. Oui, și engleza l-a ajutat forță. So my question for you is, do you have a place to sleep for us? Yeah, we can stay? Yeah. Stai acolo. For us is perfect. Ai mai dormit în așa loc? Da, mă, uite și pitoresc aici afară. Da, normal, avem peisaj. Dar cred că nici nu închidem ăsta, dormim așa, iau, deja se aud greierii. So, we stay in this night? Mm-hmm. Yes, thank you so much! Thank you. Bă. Eu i-am zis lui frate meu prima seară. Cum mirosea? Bă, nu mirosea rău, că ăștia, ai văzut că sunt filipinezi, sunt sărași, dar scurați, nu-i jegul ăla ca în India. Mă, tu faci mișto de mine? Bă, în afară că au băile alea și n-au... Bă, bă, tu ai văzut cum arăta în cameră? Ca miros, exact. Ca miros. Nu sunt împuțiți. A, nu sunt puțiți, dar jepați. Jepați, dar ăștia aveau pământ pe jos, n-aveau nimic pe jos. Jepați, bă, cum sunt zici mii că nu, și puturoși. Și nu, da, și nu dau importanță chestia. Ai văzut că unii au case mișto, dar baia e ce? E îngrozitor, da. You can see here a lot of gândacs here, but we don't mind. We do like this. N-ai avut nicio problemă să dormi? Îți dai seama că ai, n-am dormit în viața mea, n-am fost la țară niciodată, n-am avut țară, nici eu. Și cum ești așa relaxat, ești eu, dacă vineam gândacea, fai de cap. Păi și eu sunt, dacă-i văd acasă. Mi-apăreau bubii la gură. Dacă-i văd acasă sau dacă mizerie pe-n casă, să aia, dacă mă duc într-un loc, știu că așa e, mă gândesc, bă, trăiesc și așa, nu oricum. Da, mă, dar ei au alt sistem imunitar. Da. Ei sunt mai imunizați decât noi. Noi stăm în... Na, în pupi. Mie mi-e doar să nu-mi intre în gură și în aia. Da, și dacă îți merge așa pe față când dormi, e ok. Wow, mă turbez. E capul meu. Răpănos poți fi. Dușul nu mi-ar lipsi. Doamne, îți ferească Dumnezeu, ce-i în regulă cu tine? Te poți păla așa, că nu miroși așa prost? Na, așa e. Animale, păsări, frumos. Ca acasă la țară, nu? Ca la țară cu palmieri. Frumos așa natură, nu? Cântă cocoșul ăștia de la 2 dimineața. Zi... Cum adică? Asta vreau să întreb și eu. Bă, ai simțit vreun miros dubios în casă? Nu vrei să-ți spun. Adică nu, chiar nu vrei să-ți răspund la asta. Ba, eu vreau să răspund la asta. Ai simțit un miros dubios în casă înainte să plecăm? Da, cu 3 zile înainte să plecăm?
Am crezut că e membru. Aaaa, bă, du-te! Bă, dar tu chiar cum adică? Cum adică? Da, mă, la modul că nu faci duș, te speli. Ai văzut cum se spăla frasul? Se spăla așa ca mâța. Eu sunt de acord cu ăștia care zic nu trebuie să te speli decât când trebuie, pe altfel să distrugi pH-ul la piele. Exact. Că sunt oameni, că, de exemplu, eu nu transpir deloc. Dar deloc. Deloc. Foarte rar când e foarte cald afară. Și în casă poți să stau și 2-3 zile fac duș complet. Nu mai spăl la o de-asta, mai miros pe la locuri, mai dau un pic, mai iau... Bă, eu am noroc că eu nu miros când transpir. Că nu miros. Nu miros, recunoaște. Mai e o pagină parfumată de la Avon, te mai dai puțin pe aici? Mai există? Da, cum sunt? Ia, uite! Nu te mai tot atât, doamne, da, trebuie să te speli, da, dacă nu se poate, vrei să mă, ce să fun să mă spăl aia? Bun, dar acasă bun. Nu se putea? Ba, da, mă, dar eu m-am antrenat să vă, bă, dacă... Și nu, nimic. Și ați dormit împreună în ultimele 3 zile, nu? Da, ai seama. Uite-i, bă. Nu pot să cred. M-am trecut Alina, Carmen, cu părul cu în vânt și cu Carmen într-un camionaj deci. Din ala. Deci... Fai, mai bine și eu palmierul pui mei. Mamă, deci mi-a căzut energia. Mai stăm ce mai stăm? Can you pass them? Nu văd până acolo. Nu-i văd cine e. Spicore? Spicu Ștefania. Trece. Între. Yay! Yeah! Go! Ai, băi, nu pot să cred. Da, dar ai din făcut tot ce ai putut? Nu, n-am făcut tot ce am putut. Dacă făceam tot ce am putut, mă dădeam jos din mașină și luam altă mașină. Nu mă supăr, sau am venit să mă distrez, mă distrez. Dar nu e de supărat, acum nu e ca și cum sunt supărată. Dar e normal să vreau să ajung. Păi și eu vreau să ajung, da. Dacă trece acela primul. Nu trebuie să mă uităm la ceilalți ce fac. Noi trebuie să fim... Corect. Aici ai dau 100%. Nu trebuie să mergi la ceilalți. Că competiția e ta cu jocul, nu cu ăilalți. Să faci jocul cât mai de o te vine să mă omoare. Nu, eu nu m-am supărat. Doar că sunt frustrată că el nu ajungă prima. Bă, am făcut ce puteam să facem mai mult. Ce puteam? Am oprit mașina. Să dăm jos din mașină, să luăm altă mașină. Așa, care mergea atât din ce? Și da. Adică de ce puteam să facem? Puteam să facem o grămadă de chestii. Nu era supărat. Nu mai să ne omoară, Ia uite de ce și vine, aoleu! Da. Mhm. Băi, te dădeai jos din mașină și mai stăteai încă 10 minute minim sau... Să iei o mașină forță. Care să recupereze jumătate de oră. Du-te, băi, de aici. Până la urmă suntem două echipe în același loc. Mereți acasă. Aici stăm, uite-te, în drum. A venit o mașină. I-a făcut șoarecă din mână la un băiat. Stai frumos. O trecut pe lângă noi. Și? Și la ei nu s-a oprit. Să nu-mi zici dacă oprește la fete, te rog. Ce crezi tu? Hai! Să oprești? Cum să se oprească, măi, Carmen, la mine? Pe scurt, e de noroc, boss, că dacă ai avut un noroc, noroc în da, momentul ăla... Sex. Da, bă, dar n-ai făcea că... Cum să oprească la mine? Și transpirat și puturos și cu... Da, au cuțâțile alea și blondă și nu există. Că-l vezi pe ăsta sau pe mine, zice, ei, lasă-mă, căcat, e pe marginea drumului cu un ghiozdan, am mai văzut. Când îi vezi cuțâțile pe afară și blondii acolo, zic, a, tăi din gură. Zic că fug după el. S-a oprit la noi. Oare de ce? Opri, bă, vezi? Le-o lua, bă. Șoarec, stai! Lasă-mă un pic! Deci la noi nu o opri, bă, la nu lași pe alea lua. Mamă, îmi vine să plâng, îmi vine să plâng, nu pot să cred. Da. De ciudă, deci mi-e ciudă, bă, mi-e ciudă de mă c***o în mine, ești nebun? Pentru mine a fost foarte amuzant. Ai râs de mine, nu? Nu, de situație, nu de tine. O să plângi? Da. De ce să o să plângi? Aici s-a închis emisiunea. Ca să înțelegeți, doamnelor și domnilor, ce trăiesc eu acasă în fiecare zi. E așa să uită la mine în fiecare zi când nu-i convine ceva. Lipsea lanterna aici. Da, direct, bă, îi venea să mă omoară. Dacă avea un cuțit, făcea așa. Da. A, da? Lumea nu înțelege că vede, ai oprit o mașină, două căca nu te-a luat. Dacă nu te ia 40 de minute și ai văzut că i-a luat pe alții înaintea ta. Vezi că da, așa e, așa e. Transformi. Te transformi în... Ia taci, mă! E o muzică, se aude de aici. A ajuns înaintea noastră. Da,
3-4 colegi cățărați unii pe umerii altora. Cred că era Ada cu iubitul ei. Cum? Tu ești Ada? Că mă gândesc Ada să urc în cârca lui Cătălin. Ada cu Cătălin, cred că erau acolo. Na, cred că n-aveam ochelarii. Nu, chiar nu cred că. Termin cursa. Dar cum, când ai văzut aia, cum ți s-a părut? Adică, gen, te-ai prins din prima ce trebuie să faci, că trebuie să le agăți sau? Nu m-am prins din prima ce trebuie să agăți, nu m-am prins că ai văzut că era prăjina aia, n-ajungeai cu mâna. Păi șoarecul, de exemplu, iau, bă, o intra la unul în cas și o fura banca. Banca am văzut. Și noi am văzut că aia că se chinuie cu scaun. Ai înțeles disperarea unde duce? Cum se intri peste oameni în casă să-l iei banca din casă? Da, deci vezi cine e disperat cu de adevărat dintre noi doi? Și momentul ăla să zic. Da, bă, da, nu poți să te duci să furi. Dar n-am furat. Cum? N-ai întrebat pe nimeni. L-am lăsat acolo. L-ai împrumutat și l-ai lăsat. Nici măcar nu l-ai dus înapoi în casă. Dar nu, l-am dus înapoi, cred. Nu l-ai dus înapoi, că erai disperată, fugiai de rupeai gardul. Fata asta a zis că întârzi undeva. Ea, păi ea de-aia întârzi. Uitați-vă un pic, vă rog frumos cum merge. Merge acum... cu 30 la oră. Ea a mers cu spatele. Mergem, încet, dar mergem. Hai, ce să facem? Tu știi că la un moment dat, dacă ajungi ultimul, ești eliminat, nu? Pentru că nu văd să se exteriorizeze ca mine. Încearcă să nu obosești psihic. Oricum, fizic, ești distrus. Tu ești distrus. Fizic. I-a spus ceva, mă, fă-te blond, că ți-tă și bine, fă-te blond, ți-tă mișto. N-a vrut, a spus că el nu vrea să facă blond. Tu crezi că eu am venit la emisiunea să arăt bine? Bă, eu nu știu cum arăt, că femeia la azi la baie n-avea oglindă. Eu nu m-am mai uitat în oglindă de 3 zile. Bă, nu știu cum arăt. Ești superb. Tu... Vreau să băgăm la capru. Nu e că nu-și dă interesul, da? Nu, omul e relaxat. Sunt relaxat. Când dar nu e relaxat că nu-ți dai interesul. Cineva e relaxat, nu-și dă interesul. Ba, nu e adevărat. Da. Și îl dă, dar în fel, ce poate să facă? Ce vrei să mă tur, să turbez? Ce rezolv? Bă, mie mi-era rușine de oamenii aia că nu-i cunoșteam. Cu plăcere că m-ai avut în echipă atunci, dacă ți-a fost rușine. Cu rușinea nu faci nimic în viață. Dar citește și dacă, tu, ia citi cu voce tare. Băi, iubire. Mai ține minte și tu lucruri. Trebuie să vedem ce greșim și să încercăm să reparăm. Nu e niciun nașpa că vii în cuplu sau cu frate sau cu prieten. Nu e adevărat. Dar nu e adevărat că nu te ceri. Și trebuie să mă cer cu tine. Dar nu ne certăm. Cum poți să zici că ne certăm serios? Adică, spune ce vorbim. No, zi tu, ce mai te-ai făcut? Că nu mai te-ai făcut nimic. Senzațional cadru. Excelent. Băi, momentul super, de final. Și cu greierii. Bă, cine a avut dreptate? Dintre ei doi, cine a avut dreptate? Ca să înțeleg și eu cearta. Eu am înțeles. El când a ajuns, ea trebuia să citească acolo misiunea. El automat, cum am făcut și noi. Tu ai citit-o, eu am fugit cu lampionul și l-am urcat. Așa a fost și la ei. Deci el a urcat lampionul și după aia... Ce facem acum, nu? Păi nu că era scris un pic ambigu ăla. Că și noi ne-am certat pe tema asta, n-am înțeles. Că scria ce trebuie să faci pe aia succes. Și a plecat imediat după, da, nu? Imediat am dus. Către vila Elma. Da, noi am terminat-o și noi și ne-am zis, bă, ce scrie acolo? Trebuie să facem acum. Și fratele mi-a zis, bă, dacă nu scrie nimic, înseamnă trebuie să mergem spre acolo. Deci Cătălin era... nu înțelegea nimic. Tare. Tu trebuia să citești. Ți-am zis. Ți-am zis. Bă, deci scările alea după fiecare cotitură din aia eram... Bă, am zis că mor. Pentru că m-a luat, adică, bă, ești prost, e a doua zi. Și mega abrupt. Foarte. Am zis că mor. Vedeam firicele din alea așa. Zic, leșin aici ca prost, mă fac de tot râsul. I-ai cărat bagajul? Nu. Păi n-ai zis că ai rezistență, ce acum trebuie să-mi ia să car bagajul? Nu, dacă dar nu nici măcar putea, nu. Păi da, eu tot. Nu să-mi da, păi iar trebuie să da. Dar m-au auzit că ți-au dat premiul pentru cea mai tare direcția aia, Asia Express, pe fizic, pe tot. Pe cap, pe... Păi ți-o dat și te-o dus la psihiatru. Ați avut nevoie de consiliere când v-ați întors acasă? El avea nevoie. Da. Cât tu m-ai adus în emisiunea asta? Era... Exhausting. Hai să stăm jos, dăm ghiozdan. Hai grijă că mai sunt. Ce pula mi ți-ai spart?
Picioarele mi s-au tăiat. Mi-au fugit de sub mine. S-a lovit și acum plângea. N-am avut niciodată în viața mea tipul ăsta de reacție în care să nu mai am control deloc asupra corpului meu, dar realmente asta s-a întâmplat și m-am prăvălit cu fața de asfalt și genunchii de marginea treptei. Bă, el nu s-a împiedicat. Ce da picioarele? Ce da picioarele? Trebuie să mă calmezi. Ești porcăria asta a făcut-o dintr-o gramă prostă. În felul ăsta nu să ajungem nicăieri dacă rup picioarele, că rup totul până acolo. Nu mă bucur că n-a pățit nimic la mâini. Adică, ai, pentru mine capac să pățească ceva la mâini și mai ales că eu l-am convins din aici. L-aveam pe conștiință, deci bine că n-are nimic la mâini. La genunchi văd că sunt doar niște julituri, deci suntem ok. E bine. Bă, deci acum să nu înțeleagă oameni. Mie mi se pare funny. Da. Știi ce-i Caridu? Dacă el a ajuns la Gina, n-am nimic, sunt ok, eu maschez vânătaia. Îmi pare rău că te-ai... Sunt o să okay. Punem gheață. Dacă eu nu știu să maschez o vânătaie, cine dracu știe să maschez o vânătaie? Acum pe bune. Place de tine că ai simț umorul. Da, a plâns când cum mi-am spart fața. Știi că acolo era setul făcut cu camere, cu și după aia când am plecat, a, nu mai e cameră, dă să plâng că e gros. Cioarică, ai văzut că i-au cedat? Da, mă, nu s-a împiedicat? Nu fugi ca nebună dacă nu vezi pe unul lângă tine. Da, adică nu fugi ca să ce? Că nu-i dupi cronometru. Nu găsim nimic, nimic nu ne merge, abia reușim a mea să luăm o mașină. Și când ajungem... Abia reușim, că am luat mașină păi din prima... Păi asta spun, luăm mașină, abia reușim să facem asta, gen. Singurul lucru pe care reușim să-l facem. Și când ajungem, ne se dă la... Acolo ne se dă, pentru că nu găsim niciodată nimic. Și ia uite, din primii ajungem again, ultimii. Dacă nu zici că ei sunt... Hai, dar ce slăbesc. Deja simt cum mă tai. Bă, ce puteam face mai mult decât am făcut? Oamenii, ești rău de nimic! Oamenii! Noi am făcut de toate! A ieșit moldoveanca aici! Oamenii, eu știu, am făcut de toate! Dar la ce oameni te referi? Nu știu! Până arăți tu ceasul, deja am găsit de băut! Foarte bine că ai găsit! 1... So, Tagai number 2! Yeah. And one for... Tagai! Deci cum am ți putut fi numai norocoși? Stați un pic că mi-a crescut un pic tensiunea de la șaturile alea două. Zi mă, dar tu te chircheli, bă, ești nebun? Bă, nu-l simțeai din prima. Cum am simțit așa, mi-am bubuit un pic timpul. Să zic, mă, cred că m-a făcut mort acum. Din trei șaturi. Păi da, ești nebun de tărie. Mamă, să bei pe căldura. Dar ce noroc ați avut, bă. Ăla era gagiul la fix. Da, da. Guvernul omul ne-a lăsat și fix la... Deci, în emisiunea asta este vorba de noroc. Foarte mult. Și un pic de blond. Și un pic de blond. De noroc și de blond. Pa, la revedere, ai pierdut. Episodul de astăzi se termină aici. Niciodată nu se termină. Vă mulțumim că ne urmăriți și... Și că suntem lideri de audiență. Și că, bă, sunt... Da, bă, bine. Suntem lideri de audiență. Toată echipa asta. Bă, era păcat să nu fie hit emisiunea asta. Bă, la câți oamenii au muncit să... Am văzut cel mai tare comentariu. A scris cineva... Nu-i neapărat că am o echipă favorită, ci tot, mă uit pentru tot castul. Vă mulțumim frumos că vă uitați și că ne bucurăm foarte mult că vă place. Ia-i de vină. Că vă place. Da. Da. Și cu siguranță riste eu să mai vin, da, la noi. Mulțumesc, domnule Florin. O să mai vii. Da, dar nu trebuie să mai stai în mijloc. Da, promit. O să vă las pe voi doi, păi prințeselor. Te punem acolo și începem. Da. Pa! 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 Pa!